essere attentamente problematico. Iar să începem mai jos, sau unde să începem jos? Să începem tot? Hai să ștergem. Punctul C ar vrea să... L-am făcut, trebuie să facem ce de-a dat la da? Bine. Și vorbește Adi sau Maria, da? Da. Da. Trebuie să dați acolo. Nu, dar nici bine nu-i fac. Asta a spus, mă pomeniți că la 10, da? Da. Deci aș vrea să vă propun să urmăriți cu cât drag se implică mama lui Miruna da? În a face problema ușor înțeleasă. Deci, e lucru pe care ar trebui să mă lipsi și voi, să vedeți. Insistăm până când precis, până când înțelegem bine. Nu plecăm, nu plecăm la o problemă foarte repede, așa, ca să zicem, a, am făcut o problemă. Nu, hai să ne fie asta, experiența câștigată de aici, să ne ducă spre o altă problemă, să nu mai avem altă dată probleme. Să nu mai avem dificultăți. De ce? Adi, începe. Fii bun perpendicular pe bulcă. B. V. M. V. M. Perpendicular pe bulcă. Așa. Deci, B. M. Perpendicular pe B. H. Unde spunem mâinile la mijloc, nu? Da. Ar fi trebuit să începem așa. Triunghiul V. B. C. Triunghiul V. B. C. Este... Cum este acela? Echilateral. Echilateral, da. Atunci, M, fixăm noi M-ul mijlocului BC. Deci, M aparține lui BC, dar nu oricum, așa încât B, M. B, M egal cu M, C. Și atunci rezultă din asta. Într-un triunghi echilateral, M, mijloc, plus C, rezultă că V, M este ce? V, M este mediatoare, mediană, înălțime, da? V, M, mediatoare. Rezultă atunci că V, M, e perpendiculară pe BC. Ei mai pot demonstra și altfel că V-ul e perpendiculară pe BC, domnul profesor? Ia să vedem, cum mai puteți să dați. V-ul e perpendiculară la BCT, O-ul e perpendiculară pe BC, deci ce sunt de teorema cea circulară că V-ul e perpendiculară pe BC. Și este ea apodema cumva? Da, este. Da? Deci V-ul e perpendiculară pe plan. O-ul e perpendiculară pe o dreaptă din plan. Atunci V-ul e perpendiculară pe planul pe BC, nu? Pe dreapta respectivă. Deci, o altă modalitate, să spunem și asta. V-o perpendiculară pe planul A, B, C, D. Din picior, o mână. O mână. Perpendiculară pe BC. Pe BC. Și conform teoremei, așa vorbești. Teorema celor trei perpendiculare. Teorema celor trei perpendiculare. Rezultă și V-o mână perpendiculară pe BC. V-o perpendiculară spre BC. Da? Bun. Și acum ai spus V-ul mă perpendiculară pe BC. După aia, fie N, mijlocul AD. Da. Deci, ai zis N, aparține lui AD. Așa am spus. Așa. A, N, egal cu N. A, egal cu N, Z. A, N, egal cu N, Z. Și analog acum, nu? Da. Analog, deci, va fi perpendiculară pe... Analog. A, D. V, N, va fi perpendiculară pe A, D. A, D. Și V, M și V, N, da, o precizare, V, N, egal cu V, M. Bun. Fie N, R, perpendicular pe V, M. Hai să zicem planele astea perpendiculare.
Sigur, trebuie să ne asigurăm de asta. Distanța de la punctul A la planul VBC este egal cu distanța de la punctul N. Mergem așa, spune. Nu sau cum zic? A, D, e perpendicular, e paralel cu BC. Cu BC, corect. Deci, zicem A, D, e paralelă cu BC. BC, Maria, ce poți să spui de BC? De BC. Da. BC este o treaptă inclusă în planul BC. Deci, da. Deci, avem că A, D, e paralelă cu BC. BC este inclusă. BC e inclusă în planul VBC. Și atunci AD. Da? AD. E paralelă cu planul VBC. Deci dacă o dreaptă paralelă cu o dreaptă într-un plan, ea este paralelă cu planul. Și de aici rezultă distanța de la A la planul VBC egal cu distanța de la D la VBC sau de la N la VBC sau egală mai departe cu distanța de la la un punct P la VBC. Oricare ar fi acest punct P, indiferent ce punct P, pe acest. Ce aparține drepte A? De. Da? Deci e paralelă, înseamnă că distanța din A sau din D sau de orice punct P la plan este aceeași. Și acum spunem, în loc de P, fie P, fie P, dacă orice P, fie P egal cu N-ul nostru. N? Care aparține, cum am spus, lui A. N. Și dacă am precizat că lucrul acesta e clar spus aici, atunci, acum spunem. Avem ce? BC e perpendiculară pe VM. Dar BC pe VM, da? Da. Dar BC și pe NM. Și pe NM. Deci BC e perpendiculară pe planul VNM. Corect. Exact. Ia să scrim așa, da? Te rog să mă vorbești. BC perpendiculară pe BC. BC. BC, da. BC perpendiculară pe VM. VM. Dar BC e perpendiculară și pe NM. Pe NM. Vedeți ce rezultă? Că VC e perpendicular pe tot planul VNM. Perpendicular pe planul VNM. Bravo! Deci, asta îmi spune că BC, VNM, e perpendicular pe cine? Pe planul VBC. De acum. Din ce motiv? Pentru că e perpendicular pe o dreaptă din plan. Da. Da? Tot planul ăla e perpendicular pe o dreaptă din plan. Exact. Deci... De ce rezultă? De aici rezultă că... planul VNM... VNM... e perpendicular pe planul VBC. VBC. Și VNM... se intersectează cu planul VBC. VBC. Și ne dă dreapta VM. Bun. Și noi cum am spus că distanța de la punctul A la planul VBC e egal cu distanța la de la punctul N la planul VBC. Exact. Și egală cu distanța de la punctul N la dreapta VB. Exact. Deci de aici... Așa și scrie. Da. Deci cum
Am scris o dată. Am scris că distanța de la punctul A la DBC e egal cu distanța de la punctul E la DBC și egal cu distanța de la el la dreapta bună. Da, distanța de la de la N. La dreapta bună. La dreapta bună. Și noi știm că distanța de la un punct la o dreapta e perpendiculară în acel punct. Da. Distanța de la N la bună. Și atunci N R perpendiculară pe V M. Și atunci aceasta N R este exact distanța de la A la V V C. Deci N R e distanța. Când se fac plăcut? Deci mă întreb un iurul. Are pe două feri, nu? Da. Sigur că da. Putea face așa. Dar sunt de triunghiul vână, este un triunghi care vână mă ăsta? E social. Este un triunghi social. Putea face figura pe toată. Vă duc după miștea. Vână, mă. A trebuit dat adică 6, radical din 3 pe 2. Adică 3 radical din 3. Asta. 3 radical din 3 și asta. Da. Nu mă poștim. Nu așa 6. 6. Teorema lui Pitagora. R. S-o duce de un profesor. Așa. R. 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 Ce facem acum? O capăt din R. Foarte bine. Aoleu. Pe egal cu A plus B plus C, pe 2... Pe fără la lumea. Lasă Hieroma, nu are cu două căi. De ce are cu două căi? Dar cum? Pe fătișoară, pe nu? Din N nu știm pe NM. Da? Pe NM? Pe NM, îl știm. E egal cu A, B. Îl știm pe RM, e VM pe 3. Pe? Pe N, RM, îl știm, e VM pe 3. De ce? De ce? Păi, V ăla, triunghiul ăla echilateral, deci ăla are sens și e centru greutate. R? Deci, da, deci RM, îi RM ori 3 VM. VM e de 3 ori RM. VM? E de 3 ori RM. De 3 ori R? M. M? De... n-am argumente, știi. Centru de greutate în ce triunghi? Am văzut că e echilateral, nu? V, B, G. V, B, G este triunghi echilateral. Da, și nu, nu e în V, B, G. Mă vrem de R. R, M, R, 3, sigur, dă V, M. R, M, R, 3... 3 ori R, M, dă V, M. Dar nu știu, mă, eu n-am, nu știu. Dacă trece chiar pe R, pe piciorul din... Nu, 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 am un pic, altfel. Altfel, cum faci? Nu trebuie să... Să vedem care sunt motivele, nu că sunt dragabcioși. Deci, râul ăsta nu e centru de greutate în triunghiul VBG. Nu. Că noi ne legăm de triunghiul VNM. Asta este acum. Și sigur, aici aș putea găsi înălțimea. Nu? Da. O pot găsi aici. E VO, nu? E VO. Da, VO. Nu, aia nu știu. Vă, la plăcăție. Nu, ce știu. Cât este vă? Acum, poate era 3 radical din 2. Da, 3 radical din 2. 3 radical din 2, da? Din 2. Vă, o, e dat cu 3 radical din 2, scuza. Da, la plată? Da, da, la plată, ok.
Da, exact. Bun. Da, da. Volumul, prieten. Așa, da. Și dacă o știm pe duo... Așa, facem mare cu două căi. Duo, duo, duo. Egal cu duo, ori, duo. Deci nu e mânt, ori, duo. Egal cu nu, duo, ori, duo, mânt. Egal cu nu, duo, mânt, ori, e nără. Azi, supra 2, supra 2, nu mai are răspuns. Da, nu știm 6. 6 ori. 3 radicale în 2. 3 radicale în 2, egal cu... Egal cu vumă, care tot o știm. Cât e vumă? 2, vumă, vumă... 3 radicale în 3. Ori nu știu. Ori nu știu, pe care nu știm. Da. Și 3 cu 3 radicale, și vine 6 radicale în 2. Din 3. Nu, radical. 6 radical. Egal cu radical din 3 ori. Nu. Și unde? Egal cu 6 radical din 2. Supra radical din 2, da? Și aici analizăm și face 6 radical din 6. Supra 3. Și face 2 radical din 6. Asta este N, R. Sigur, te puteai duce și prin formula Herod, Herod, dar nu încerci mult acolo. Exact, e una cu un cor Herod. Da, muncă. Aici are pe două căi. E bine să vă dai Herod. Ce este punctul ăsta de aici? Ortocentru? Păi nu trebuie să întreb. Nu, ortocentru, sigur. Sigur ortocentru, care este o înălțime și cea altă înălțime, este cea două înălțimi, e ortocentru. Cea de-a treia, foarte des în urmă, ne amintim în probleme. Trece pe acolo. Care trece pe acolo și ea înălține. În probleme de anul trecut, dacă vă amintiți, când arătam două drepte, să arăte că sunt perpendiculare, trebuia să, mă rog, să sesizăm că trece prin ortocentru. Și atunci, adică aveam două înălțimi, deja puse. Și cea de-a treia care trece pe acolo, era tot în lăsăm și atunci așa. A treia, asta pe asfalt de ficat perpendicular. Așa era problema. Da. A fost destul de interesant de problema asta. Interesant. Și ce, cu ce ne-am ales aici, ca să înțeleg, ne dăm noi foarte mare. Eu am să cer pentru sinteză, pentru că discutam cu aceea. Deci, a rămas această problemă distanța dificilă asta, pe care voi ți-a terminat și ați avut-o de fiecare dată, când e vorba de distanța de la un punct la un plan. Acum cred că am pus și algoritmul, mai ales pentru prietenii noștri care vor vedea atenția, o să fie încântați. Că vei limpede, clar, limpede, sper eu, că ne propune să construim un alt plan ce să treacă prin punctul respectiv, plan ce să fie perpendicular pe planul dat. Vedem dreapta de intersecții, și acum, acolo apare un triunghi, nu? Și în triunghiul acela duce, practic, înălțimea în triunghi, cum a fost în cazul problemei de mai. Asta e toată filosofia acolo. Construcția planului perpendicular pe planul tău, care se treacă prin punctul cerut de probleme, prin punctul acela din care vrem distanța. Facem sinteza, domnul profesor. Da. Am fost prima problemă, problema cea cu patru arderul complex. Da, deci patru arderul. În care am găsit măsurile unghiurilor. Acolo s-a ajutat foarte mult un triunghi lateral care a da. Avut problema. La măsurile unghiurilor și deci, triunghi, dar nu trebuie să spunem asta. Da. Triunghi isoscel. Echilateral. Măsurile unghiurilor aici au jucat mult. Așa, și s-a mișcat acolo. Da, am făcut și pe aceea am arătat, am găsit CD-ul, știți, care acolo au fost... Teorema lui Pitagora generalizată. Exact, aici. Teorema. Generalitatea care a rezolvat problema imediat. Da, deci a fost... Deci noi punem puncte importante.
importante. Exact, și important aici a fost că atunci când avem într-un triunghi două laturi cunoscute și unghiul dintre ele, pentru a face de-a treia latură, asta e teorema care trebuie aplicată imediat. Asta este rapid. Se aplică în orice triunghi. Da, și mai ales atunci, nu mai ales, ca să poți finisa problema, unghiul acela trebuie să fie poți în unghiul cunoscut, adică 30 de grade, 45 grade. Da. Ca să poți face. Altfel, dacă e de 15, 7 grade, 10 grade, nu ajută. Nu știu. Da. Și a doua problemă cu piramida patroiată regulată. Așa. Cu ce rezumichile laterale sunt interzise? Patru latere. Da, piramide da. Patroiată regulată. Unde am arătat că unghiile laterale sunt perpendiculare, nu, profesor, dacă punctăm asta într-un fel? No. Nu. Nu? Volumul piramidei? Volum, da. Volum. Aria, capul aria. Aria. Așa. Și mai vede distanța de la unul la un plan, cel mai important. Distanța. Da. De la un plan la un plan. La. Punct la un plan. La. Plan. Plan. Care a avut în culise da. Reciproc, reciproc. Da. A doua. Doi. A doua. Teoreme celor trei. M-am aplicat și teorema celor trei interpendiculare. Sigur că da. Și am avut. Și teorema direcțională. Teorema. Trei. Perpendiculare. Da. Și cel mai mult și cel mai tare a fost clasificat algoritmul. Așa. Asta. Hai să zicem. Algoritmul. Algoritmul. De. Algoritmul de. Găsire. A perpendiculare. Dusă dintr-un punct exterior pe-un pat. Dintr-un punct exterior pe un plan. Cam asta a fost lucrurile importante pe care le-am hai la repetere, vă mulțumim că la sumi pe prof. Oran și vedem să vă făcut în continuare. Nu uitați de like și share. Like, share, să abonați. Sper să vă spun la prieteni, mai foarte important. Exact, să vă urmărească, că nu știu care e distanța de la un plan. Da, noi am făcut spații pe foarte seara. Am înțeles și noi. Am înțeles și noi. Mama lor din plan, pe planul dat. La revedere. La revedere.